Înotătorii de la ACS Nada Florilor Folticeni s-au întors cu 5 medalii, 3 de aur, una de argint și una de bronz de la campionatul național cadeți. Acesta a avut loc la începutul acestei săptămâni în bazinul din Târgoviște. Delegația a fost condusă de antrenorii Luis Lăcătuș și Andrei Pinticanu. David Ionuț Zarojanu, în vârstă de 12 ani, a devenit dublu campion național în probele de 100 și 400 de metri liber. A cucerit aurul în probă de 100 de metri spate Aisia Claudia Prisecariu, în vârstă de 12 ani. De altfel, în proba feminină de 100 de metri spate, podiumul de premiere a fost acaparat de sportivele de la ACS Nada Florilor, argintul fiind cucerit de Daria Alexa, iar bronzul de Riana Amariei.